Ia aici că nu mai poate Sally. Bravo, băieți. Bravo, băieți. Bravo, băieți. Nu mai poate Sally. Plângă. Ia aici. Bravo, bravo, bravo. Salut, băieți și fete! Bine v-am găsit la episodul 2 din Mintea-mă frumos, al lui Sally. Am vrut să fac reacție, dar am dat pauză pe OBS și apoi s-a stricat tot. Toată filmarea. Și da, filmat, dar nu s-a salvat nimic, mă rog. Și vine Isa, până acheam ajuns. Da, până am dat pauze, până am oprit filmarea și am verificat acolo, chiar am verificat, nu mai știu. Oricum, acum începem că am făcut asta. Că m-am zis pe el. Pu! Sper că n-am scuipat pe monitor. Da. Hai să începem reacția. Salut, eu sunt Sherry și bine v-am regăsit la Minte mă fu... Salut! Cel mai nebun game show psihologic și asta pentru că toți invitații mei de astăzi au pe masă niște cartonașe. Este prima dată când ei văd aceste costii. Este prima dată când vezi aceste cartonașe. M-am corectat, să dacă mai știu ce spui. Avem o tonă de povești, avem o tonă de bârfe, o tonă de chestii pe care nimeni nu le-a mai auzit. Hai să vedem care sunt adevărate și care sunt false. Dați-mi voie să prezint capitanii echipelor. În colțul din stânga, Costi Max este capitanul echipei din stânga, iar în colțul din dreapta, Gami OS reprezintă echipele, iar invitații noștri de astăzi, în partea aceasta, avem pe unicul inegalabilul MGL, alături de Nosfe. Iar aici îl avem pe George Tănase, Andrei Nicuraie. Sunteți gata pe mandriară, gata pe harneară, gata pe brăjit? Cine vine din anii 90? Te cuvinte de la Uzi. Mă adaptez invitațiilor. Acestea fiind spuse, fraților, simt așa că tu ai foarte multe povești care putea fi adevărate, așa că în locul vostru aș avea mare grijă, romul meu, MGL. Am auzit multe povești pe piesa, nu știu dacă știți piesa aia cu Hai Garați de la MGL și Nosfe e tot din Garați. Eu vă spun că multe chestii s-ar putea să fie true, știi ce zic, de pe acolo? Hai să vedem dacă-i minți frumos sau îi spui verde în fața adevărul, MGL, să auzim povestea. M-a înțepat o albină de c*** stâng. Ce legătură asta cu Galațiu? E o rețea de albine organizată. Cum a ajuns albina? Eram acasă. Dar cum a ajuns albina acolo? Păi fii atent, am venit de afară și acum fii atent că gen am venit de afară și m-am dus ca orice om să mă p***. S-a intrat și albina? La WC-ul. N-a văzut unde ați undeva, nu? Nu știu de ați undeva. Și gen, când am desfăcut prohapul, prima dată am crezut că e vina prohapului, motivul pentru care am simțit începătura aia și... Prohap? Stai să vedeți, ăsta e un regionalist? Ăsta e un regionalist? No, bro, scrie în dicționar, come on. Prohapul e șlițul, gen. Șlițul, da? Nu, dar mi-am dat seama. Prohap? Da, voi v-ați născut acum 5 minute. Cât de mare e famosat? Bă... Mare, ce înseamnă mare? Mare, mare, gen... Mare... Cât o minge de fotbal, cât o de-aia de... Oricum la Galați se umflă mare rău, adică se... Bă, era destul de... Pare rău! Și ce-ai făcut după? Te-ai dus la spital? Deci... Nu! Te-ai dus în pace din Galați! E rușine să te duci! Avem un singur spital! Deci este gangsterială de aia, te-ai dus la spital sau e suprapopulare? Dar ce-ai făcut în următoarele 5 minute? După ce te-am țipat că te doare, ce-ai făcut? Am țipat! Am băut o bea. Da, am țipat și am... T-ai iat-o cu sabie? Nu, te-a zis cineva sau? I-am tras să-și iau un bubârnac. Dar ce-a rămas prins acolo? Adică i-a plăcut sau a avut o relație cu tine, albina? Nu, da, eu rămâne, bro, ceva, acu rămâne tot timpul cu albina. Relație cu albina, haide, bine. Erai ras? Bă, da. Ce? Eram pregătit. Cu ce ai dat? Era pregătit omul meu. Pe medicină rău? Da. Cu da, poate vrea să știe în caz că se întâmplă ce e de făcut. Îți dau un prospect, am de primit la farmacie. Da. Păi cu ce se dă după ce te lucea cu albinol? Cu albinol, e parte la genul albinol, da. Guys, țin să vă anunț că nu mai e chiar mult. Da, timp, chiar au trecut vreo 20 de minute, da, mâncam. Așa că ziceți, e momentul să dați răspunsul. Minte. Fals. Minte, ziceți că e prea treasă de păr, prea exagerată? Da.
Ia vezi, mă. E adevărat, bro. Fix ca în filmul ăla, când îi mușcă pe ăla cu lugota, așa de mare? Gen, nu așa de mare, îți dai seama că era roșu și în secunda doi am așa deodată. Nu pot să. Și am sunat-o pe maică-mea și am zis, uite în ce situație trec. E venea mare. Jos. Hai să vedem, George. În adolescență am luat o palmă de la un pitic. Pitic de grădină sau? Da, mai dau palme. Da, mai dau pitic de grădină. I can confirm that. Cum îl cheamă? Nu știu numele. A, random așa pe stradă sau cum? Da. Pur și simplu te-a oprit și ți-a dat o palmă. Nu, a fluierat-o pe gagică mai și după aia... Cum ți-a dat capacul? Vreau să știu cum ți-a dat capacul. Tu erai puștan și el era pitic adult. Da. Makes sense. Deci diferența de înălțime nu era mare. Da. Eu consider că e adevărat. Bă, și eu cred că e adevărat. Așa e. Adevărat. Da. Povestea adevărată? Da. Bine! Bine, măi. Sunt tare curios. Tare curios. Hai să vedem povestea lui Costi. Am fost internat o noapte în spital, iar totul a pornit de la o pizza. Dar ce a pornit de la o pizza? Ce ai făcut? Cum? Povestește-ne. Ce s-a întâmplat? Cum adică de la o pizza? Ce pizza ai mâncat? De unde ai mâncat? Gami are metoda asta avalanșă, nu știu dacă ați observat. Mi se pare o metodă proastă, spun sincer, că omul are gen, dacă tu dai câte 5 întrebări deodată, omul răspunde la care îi convine lui. Exact, ai înțeles? Da. Că tu ești ce întrebări ai pus. Da, ai înțeles? Pe de unde ți-ai luat pizza? De la un local din Egipt. Și te-ai dus pe ea acasă? Ai luat-o la pachet? Da, mi-am comandat acasă și am mâncat. Deci te-ai dus pe ea acasă sau ți-ai comandat acasă? Nu, mi-am comandat de la un local din Egipt. Ce pizza era? Din Egidia. Da. Cea mai ieftină. Ce model de pizza era? Cred că 4 stagioni, nu știu. Cu întotdeauna capriciosul ăsta. Ce model? Cele mai nașpa pizza. Zine, cum ți s-a făcut? Ce ai simțit? Păi, mă simțeam foarte rău și am mers la spital. Ai vărsat? Da. La spital sau? Mult. Și acasă și la spital. Și unde s-a putut. Unde a fost loc, eu am vomitat. O durea burta. Nu prea, că nu mai avea ce să mai mă doară. Ai chemat ambulanța? Da, cu ambulanța. Minte, nu există ambulanță. Ah, pira. Și nici n-aveam spital, era o circă. Da, mă, fără mișto. Și am ajuns la spital și... Cât ai stat în spital? O noapte. Și a doua zi dimineață, gata, acasă. Și a doua zi dimineață, da. Erai ok. Da. Mi-au băgat vitamine. Cât timp n-ai mai mâncat pizza după? N-am mai mâncat pizza de acolo niciodată. Mi se pare logic, adică... Da, de acolo se pare logic. Dar așa, în general, că tu să mai mănânci pizza? Da, nu mi-aduc aminte să am... Când s-a întâmplat asta? Eram mai mic, nu știu, eram, cred că, în liceu. E roșie, e adevărat, știu, mă, a zice că e față, dar chestia e adevărat. Adevărat. Adevărat pentru adevărat, deci ați votat adevărat. Că este adevărat. Costi. Și e adevărat, da? Da. Da, mai adevărat. Yeah, dragi! Bine, mă! Hai, leu, mă scuzați, băieți. Gami, ai o poveste ceva de Doamne ajută sau? Hai, Gami. Poregla mea la școală era patriarhul. Și ia de ochelari jos, că vreau să vorbim. Așa s-a întâmplat la liceu, la mine. Ia am un băiat la albea ce ai zis, ce ochelari vreau să vorbim. Înainte de o bătaie sau nu? Vadă ochi. De ce crezi că ai zis de ochelari vreau? Dar de ce ți se zicea patriarhul? De ce mi se zicea patriarhul? Eram foarte religios când eram mic. Și acum nu ești? Ba sunt și acum, dar atunci am extervizam foarte mult. Și ziceau patriarhul băieții răi sau băieții prieteni răi? Adică deci, el întreabă dacă deci era o poreclă marfă sau e o poreclă prietenoasă. Exact. Era o poreclă prietenoasă, da. Okay. Adică nu te simțeai jignit când îți spuneau patriarhul. Nu era o jignire la religia ta. Eram cocalar, așa, înțelegi, la modul ăsta, pe gen patriarhul Daniel. Era cocalar pe credință. Pe aur, pe alea, înțelegi. Și se zicea patriarhul că, în comparație cu Daniel, sau că era religios. Dar nu era pe vremea patriarhul Daniel. Dar cine era? Rodolfo, patriarhul Daniel. Era cu celălalt de dinainte de patriarhul. Băi, zic că e adevărat, mă, patriarhul Daniel. Da, unde s-a oprit porecla? Ești ironic sau chiar? Sunt ironic, îți dai seama. Zici că e falsă? Până acum nu dau seama, încă studiez. Porecla s-a oprit când am intrat la liceu și am schimbat... Dar în ce clasă erai? Iartă-mă câte întrebi. Am schimbat în școala generală, din clasa 6-a, 7-a, așa a început, până în clasa 8-a. Atunci a început mereu golonare. A început evravioșenia. Dar de unde a plecat, exact? De unde a plecat? Bă, gen, a plecat la modul... Eu la ora de religie mereu eram foarte atent pe vremea aia, înțelegi? Și mai era și chestia aia, că eram și eu un pic cocalar și cumva s-a unit. Aveai gen cașcaval? Dintr-o familie bă, cu cașcaval nu, în perioada aia zic. Nu, nu aveam cașcaval pe vremea aia. Deci nu doar te, eram fake, nu te pune... Eram fake șmecher, cum ar asta zic, te îmbrăcai ca și era cum... Șmecher eram șmecher fraier. Eram șmecher fraier, asta înțelegi? Cu patriarhul venea cu de la combinația cu religia și la felul cum te îmbrăcai și cum te purtai. Da, dar eu nu vin dintr-o familie bogată, gen.
Știi care e numele lui de familie, gen nume pe nume? Cheamă Andrei Gavril. Sfântul Gavril. Aha. Eu nu zic, s-ar putea să fie doar o coincidență, eu am vrut să vă dau mai multe informații. S-ar putea doar. Nicolae, tu ai devenit mai credincios după ce ai început să-l cunoști pe Gami? Ți-a mai zis și nu. Să te mai duci pe la biserică? Mi-a zis Gami de fiecare dată, duminica, știu că se trece pe... trece preotul peste tine, dar eu știu că sunt latin. Latină. Trece preotul peste tine. Am zis mai devreme, i-am zis, in nomine Patrii, Filii, Spiritui Sancti, am. Și asta o știi de la Gami? Da, o știu de la Gami. Ia zi-o Gami, exact la fel cum a zis-o. Zi-o Gami, exact la fel cum a zis-o. Cum ai zis, nu? In nomine Patrii. In nomine Patrii. E Filii. E Spiritul, așa? Amen. Cred că dovezile sunt suficiente, nu vreau să o mai implic, acum voi să decideți să deliberați. Falsă sau adevărată? Bro, ce zici? Bă, eu zic că e falsă. Adevărat. Bă, nu știu, îl cheamă și Gavril și asta e chestia. De cât timp îl cunoști tu, Costi, pe Gami? Eu de când Gami? De 3 ani. Eu cunosc pe Gami de când avea 14 ani. Da. Deci era în general. Și pe mine asta m-a interesat. Tu ai auzit vreodată asta? Eu poate știu, eu poate nu știu. Asta chiar nu pot să vă spun. Mai devreme și el a avut un punct în care a părut că nu știe sub nicio formă de părăclavă. Și atunci te-am întrebat eu pe tine. Da, știi ce mai e dubios? Că Shelly la un moment dat, de ce n-ar fi dat indiciul ăsta? Vedeți că îl cheamă Gavril. Știi care e faza? Shelly nu cred că l-ar fi turnat pe tovarășul lui. Că ne-a zis că îl cheamă Gavril. Eu n-am zis că a făcut-o intenționat. Eu am zis că a făcut-o fără să vrea. A fost o chestie pe care am observat-o eu. Subconștient, așa. Pentru că am 48 de ani. Zanzaide. Încheie sugetul dacă v-a enervat sugetul ăsta. De la laptop. Că are de ala de cooler, rechire. Da. Are 48 de ani. Uite, am crezut-o, putea să fie în cartonaș asta. Mersi la fel. Te-ai zis că și tu de 42 lejer, adică... Eu aș putea să merg și pe adevărată, pentru că... Nu cred, că nu cred că ne dădea Shelly indiciul ăsta, că vedeți că îl cheamă Gavril. Da. Eu cred că ne l-a dat intenționat. Eu n-am avut nicio intenție. Am vrut ca toată echipa să fie aceeași din verde knowledge despre invitat. O să-i scriu nevastă să pregătească niște paste? Ca idee. Nimeni da. Nimic. Așa, ca idee. Vreau și eu paste. O porție. Fiecare, vreau un vot de la fiecare, bro. Adevărat? Zici că e adevărată? E adevărată, bro? E adevărată. Povestea da. Adevărată? Da, Ganu. Adevărat. Povestea, porecla mea la școală era Patriarhul, este într-adevăr falsă. Bravo! Bravo! Băi, eu chiar credeam că gen n-am cum să vă fac să credeți că... Ce dracu zi, măi, copii între ei patriarhi. Bă, luat valul, bă, m-am bă, chinuit. Cu... Bă, mi-am citit-o, mi-a venit să jos râd. Jos pălăria pentru băi, mi-a asta. Venit să râd. Mare atenție la povestea pe care n-o să urmează să o spună. Povestea este, când eram mic, părinții îmi dădeau băutură în biberon. Bă, la Galați. Ce băutură spunea un biberon? De unde să știu, gen, că eram... Dacă avem biberon... Dar nu ți-au povestit ce băutură? Mamă, dar asta e nașpa, adică asta... Păi dar ei beau de obicei coniac and stuff. Dar okay. De ce făceau asta? Să-l întărească cum... Pentru orice eventualitate, nu știu. Mamă, decât să bea el, mai bine îi dau eu acasă. Da. De la două luni. Eu, de exemplu, așa fac, da. Când ai crescut, care era lichidul tău preferat pe la 5, 6, 7 ani? Bro, eu... Prima mea beție s-a întâmplat pe la 20 de ani, prima beție oficială. Nu, că stai un pic, tu vrei să-mi spui că nu te-ai îmbătat înainte de 20 de ani cu balul... Fii atent, eu am terminat liceul în Italia și balul nostru de liceu în Italia a fost gen să plecăm pe scutere la niște pontoane și să sărim de la 15 metri. Așa de... Ce? Stai un pic, balul tău a fost, asta e Inception. Balul adică tău nu se a reprezentat să sari de pe rampă ca să GTA cu motocicleta, cu scuterul? Nu cu scuterul, mă nebunule, săream. Nu e în apă. Dar fără se duceau scuter. Cu scuterul până acolo. Scuterul până acolo. Cu scuterele furate în Italia. Nu au și săreau în apă. Motocicleta. Stai să ne întoarcem la joc. Și când ai aflat că spuneau băutura în biberon? Bă, mi-au povestit târziu oricum când eram pe la liceu în Galați. Cum ai reacționat? Bă, nu mi s-a părut ceva, că toți consumă Galați. Familie, nu e nimic, da. Crezi că atunci se întâmpla mai mult în 85 sau crezi că și acum... Gărățenii mei erau... din comentarii, fanii mei din Galați, spuneți dacă acum se mai întâmplă. Că eu nici n-am mai fost în Galați de mulți ani, dar... Adică n-am mai trăit așa aproape, dar pot să zic că... Am uitat clar despre ce vorbeam. Întrebarea mea e, de unde e biberon în 85? Nu cred că era. Nu, dar eu de unde să știu, gen? Taică-miu și maică-mea aveau 18 și 19 ani, gen.
cred că e fals, că n-ai cum, dacă începi și de mic cu alcoolul, te ții de el, frate. Zici că dacă ai fi băut da. De la vârsta aia, acum da. Nu mai da. Făcea un scui, mai ceva? Da, da, da. Aveam nasul roșu. Uite ce relaxat, da. Toate lucrurile pe care le-am încercat eu în viața mea, înainte să le încerc, mereu le-am studiat foarte mult. Pentru faptul că în jurul meu, în cartier, acolo mureau bărbați de alcool și așa mai departe, sau s-au întâmplat tot felul de chestii din cauza alcoolului, eu mi-am dorit să nu fiu așa, gen, toată viața, și de asta am stat departe. Mi se pare o justificare frumoasă. Vreau să știu la card. Nicolae? Eu zic că e fals. Eu zic că e fals. Și eu zic că e fals. Vot în unanimitate pentru farsă. Fals toată ziua. E fals. E bine! Dar altă poveste n-a găsit omul meu. Slavă Domnului! Când eram mic, am avut un pește în cadă. A rezistat peștele la 2 zile, până când au vrut ai mei să facă duș. Tu de unde ești? Din București, da? Vă spălați cam des în București, la 2 zile? Tu și întrebi și răspunde, tu de unde ești din București? Depinde de unde ești din București. Cu ce mănânci pizza? Acum că adevărat, e fals, e adevărat, e fals. Poate de la început că bătaie n-am luat de la pești. N-ai luat bătaie de la pești? Ba, de la te-ai comportat domnule. Frumos. De unde era peștele? De unde aveai tu un pește? Aveam de la bunica, că se ducea pe lacul mare. Și ai zis că ți-au aruncat peștele? După 2 zile. Unde? Eu l-am vrut, eu credeam că am acvariu, că n-aveam acvariu. L-am pus în cadă. Deci ți-a murit peștele sau l-au aruncat ai tăi? Las că mă ocup eu de interogat. Ceva, eu îl țineam acolo, credeam, mă jucam hey, cu el, mă. Ce culoare avea peștele? Gri. Era biban. Eu am prins 8 kg de biban cu mâna. Cât de mare era, mă? Bă, biban, stai cu mine. 8 kg de biban. Bă, nu pot să cred. God damn it. O chestie asta sunt de 4 luni la radio în fiecare dimineață, oamenii râd de chestia asta și eu pe bune am prins 8 kg de biban cu mâna. Uitați, nu uitați că votăm pentru prima poveste noastră cu bibanul. Și părinții zic că nu ți-au făcut nimic. Nu mai pun întrebări. Du-te mort. La tine acum. Ești doar o lampă de. Nu mai dărmați de că și păi așa puțin pentru relaxare. Scuze-mă, frate, dar am băut cam mult apă. Acolo, eu dacă nu beau, îmi tremură mâinile și... Hai să vedem, adevărată sau falsă povestea cu Nemo în cadă? Da, noi zicem că este o poveste adevărată. Da. Băieți, este falsă! Nu l-am avut pe piper! Mi se pare că e foarte mișto vrăgeara, dar și atunci când e una adevărată la care nu mă așteptam, cum a fost aia cu Măgâri cu Albina și ce credeți, mă? Măgâri, ai regătura. Sunt curios cu ce mai vii de data asta. Ia să-i dăm. M-am spart o dată și m-am tripat pe o piesă de-a lui Alex Velea. Mă simțeam safe cu Alex Velea. Safe cu Alex Velea? Înainte... Dacă aș fi într-un loc cu Alex Velea, m-aș simți foarte safe, nu știu de voi. În Craiova, când eram eu mai mic, mi-aș fi dorit să am un frate mai mare, Alex Velea. Unde erai când te-ai tripat cu Alex Velea? Acasă. Era tare să fie cu Alex Velea. Pe ce piesă te-ai tripat? Acasă la tine la garați? Nu. Ei pun întrebările și ele. Vezi că nu e Alex Velea să te apere. Ai grijă. Erai acasă la tine la garați? Nu. Ai mai avut astfel de momente, dar pe alți artiști? Dar ce te interesează pe tine? Nu înțeleg. Să știe și ce pune la radio acolo. Ce ai simțit în momentul ăla în care te... Adică ce fel de trip te-ai luat? Un trip? În care m-am focusat prea tare pe o piesă. Gen. Și care e partea cu power, mă simt safe? Mai strong, mai... Gen, partea cu mă simt safe e că gen s-a dat altă piesă, deci nu funcționa internetul, mai înțeles. Și aveam piese descărcate, dar nu pentru mine, pentru taică-mi. La mașină. Pentru că erai acasă, făceai nu track-uri? Deci nu, era un folder cu piese pentru taică. MP3 sau track-uri? MP3. Ok. Ok. Continuați, că eu nu mai vorbesc. Te-ai tripat și acum? Nu, acum sunt ok. Și tatăl tău este mare fan, Alex Velea. Bă, era tare piesă. Era marfă tare? E secret, frate, rămâne între noi. Nu, piesă e marfă. Păi da, tu dacă nu erai acasă la Galați, cum de aveai muzica pentru tatăl tău? Dacă tu nu erai la Galați. Să moră fam. Ce întrebare ai pus mâncați ești? De cât ți-ai luat folder-ul, de cât timp ești în București? De ieri. De azi dimineață. Unde stai? În general așa? Da, în general așa. În UK. Ah, ok. Ok. Tu ești UK. Okay. Bun, guys. Păi stai așa. Hai că a spus vreo 2 ore de întrebări. S-a sunat, trebuie să mergem la geografie. Hai că a pus nevastă la pastele la fier. E momentul să decideți. Ok, deci fii atent, da? E fals, tata. Nu era la Galați. Deci unde era? În UK, da? Da. Ce treabă avea folderul cu muzică pentru mașina lui Tasu? Da. N-avea nicio legătură. Fals. Corect?
Corect, da? Da, frate. Deci povestea e falsă, mergeți pe mâna capitanului? Făcea niște CD-uri. Da, eu merg... Eu merg pe fals. Fals. Povestea e falsă, bro, așa au votat ei. Acum spune-le tu care e adevărăciunea. Da, mă... N-au dreptate, e adevărată. E adevărată? Bă! Adevărată, bro. Nu pot să cred. Nu, asta e for real, gen, chiar e pe bune, chiar e adevărată. Chiar nu mergea internetul, man, și am intrat în folderul ăla să ascult niște muzică, știi? Am convins o videochatistă să se spovedească și am dus-o la duhovnicul meu. Da. La orice duhovnic. Dus-o la duhovnicul meu. Ca duhovnicul meu. Da. La orice duhovnic. Nu, da, duhovnicul meu. Trebuie să-i întrebăm, mă? Hai să vedem, ce întrebare deci, aveți pe povestea? Deci, pe ce site ai văzut-o? Trebuie să-i întrebăm, mă? Hai să vedem, ce întrebare deci, aveți pe povestea? Deci, pe ce site ai văzut-o? Ai nu, întâlnit-o. Am văzut-o pe asta, pe Instagram. Pe Instagram și ea era videochatistă, ți-a dat ea follow sau tu ei? Eu ei. Bineînțeles. Era iubita ta când ai dus-o? Nu. No. Ai plătit-o? Nu. No. A venit, am vorbit pe Instagram, după aia a venit la mine acasă și... Mă rog, am... Ați făcut barabara? Stai, înainte... Am mai vorbit... Deci să kind of sus. În două ore ne-am îmbătat așa și bă, după aia am început să-i pun întrebări despre viața ei. Și el am dat să spart la beție, dar știi că eu fac video chat, la modul voia să plece, știi? Și ai pus o cameră față, let go. Și am zis, hai, dacă tot trebuie. Și mă rog, în seara am început să vorbim de spiritualitate și chestii și eu urma să mă duc, că venea Crăciunul în curând, fără mișto. Urma să mă duc cu ea la duhovnic. Am convins-o până la urmă. Ți-a spus din păcatele ei? Mi-a zis, da, că eu asta eram foarte curios, ce se mai face. E ceva ce putem... Ce se mai face? Păstea în timp, din păcatele ei? Mi-a zis la un moment dat că, mă rog, sunt unii oameni care vor... A vrut ca ea să-și toarne zeamă de lămâie în fund. Ce? Ce? Da, e bun, am auzit destul, cred că e momentul să deliberăm. Destul că dă YouTube-ul strike. Destul. Videochatistă dusă la duhovnic. Bă, iar ne-a lăsat, bă, două întrebări, bă. Iar ne-a lăsat, chiar că pe lume. Am ultima întrebare, mă, ultima întrebare, nu vă mai sac de șanse. Așa e, fie cu noroc. Oricum, nu vedeți că bulanul e de partea voastră? Nu știu vântul, să zic, vântul bro, bate aici e profesionalism, nu e bulan. Așa e, frate, n-a fost noroc, a deci fost cum, știință. Cum cunoscuse-i George? Pe Instagram. Pe Instagram. Bun, s-a pus ultima întrebare, e momentul să deliberați, fraților. Aia lui Gami a fost tot cu biserica, cu d-astea și același băiat, scrie pe toate, știi? Astea fals. Andrei, doar Andrei. E fals, nu? Pe Instagram, ai că, da. Nu, că nu mai are idei în timp ce le scrie. Și mă gândesc că a aruncat-o pe aia cu patriar, cu bufă, a aruncat-o și pe asta cu spovedanie. Ce? Da, pe actor și-o. Dar eu cred că e fals, nu știu. Acum voi cum ați simțit și voi. S-a întâmplat ca la mine. Povestea e reală. Ați deliberat suficient. Este momentul să dați decizia finală. Echipa Costi Max. Deci, este adevărat sau este fals? Răspunsul tău final este? Am deliberat cu băieții aici și credem că este o poveste adevărată. Bun, cred că e cea mai nebună poveste de până acum. Videochatiste, duhovnici și stand-up-uri. Ăsta poate să fie un film bun, dar poate să fie și realitate. Povestea ta e adevărată sau e falsă, bro? E adevărat. Bravo, băieți! Burcum, bravo! Ai făcut ceva foarte bun. Băieți, bravo, băieți! Este, mă! Vă trebuie să apreciați bun. Ia aici că nu mai poate să eli. Bravo, băieți! Nu mai poate, Seli. Plângă, ea este. Vă trebuie să apreciați buna intenție a lui George. Băi, eu aia. Am încercat să salvez. Bravo, George, chiar bravo, George. A dat niște detalii sincer, care au fost... Sincer, bravo, frate. Bravo. Păi de ce felicit pe el? Că el s-a dat de gol. Nu, bravo pentru ce a făcut, adică știi ce zic? Bro, mie mi-ai spus multe povești la viața asta. Nu știu dacă m-ai mințit vreodată, ai avut mereu niște povești crazy. Hai să vedem. Mi-am tras-o cu o vrăjitoare de pe net. Wait, what? Stai un pic, cum? Hai că e falsă de start. Încă munchia pe așa cu o vrăjitoare. Oh, God. O vrăjitoare de pereți. O vrăjitoare. O vrăjitoare de aia cu tarot? Pe cu... Tinder. Asta zic, ce tip de vrăjitoare? Pe Tinder am. Acum cât timp asta? N-aș vrea să zic. Hei, cum adică n-ai vrea să zici? Opa. Păi te băgă la pușcărie, nu-i problemă. Așa păi nu, dar am probleme acasă. E prea târziu, bro. E prea târziu, bro. Ați văzut tactica, care încearcă să ascundă părți din poveste ca să nu vă prindeți folosindu-se de un tertip, de o scuză, practic, exact. Care poate să fie adevărat. Adică eu nu încerc să te discreditez, poate că scuza asta în picioare, poate e o invenție. Dar ce vreau să zic e că trebuie perspicacitate maximă, frate. Mi-a plăcut observația. Mulțumim și mie. Mulțumim. Tu ai știut că e vrăjitoare de când ai agățat-o? Nu. Și păi cum ai descoperit? Mi-a pus mâna pe cap la final și mi-a zis, stai liniștit că zic ceva de relaxare. De relaxare? De relaxare, că m-a văzut, zis, eram ce flash. Ce s-a întâmplat după aia? M-am speriat.
Și am zis, dar cum? Păi stai, mă, dar nu e de ajuns că ți-a făcut așa, da, să fie vrăjitoare Sanchi. Dar păi tu de unde știi? Poate este o glumă? Am băgat eu 10 cu aia, Gregorii, cu spiritism. Nu, mi-a arătat niște filmări. Nu vi se pare că Nicolae s-ar duce într-o bă, zonă pare așa? Genul, ba da, pare genul. Într-o zonă așa experimentală. Nu, dar zic sincer, și microexpresiile îl dau de gol. Ți-a făcut o vrajă, tu te-ai simțit vrăjit după aia, până da, la urmă? Da. Te-a afectat negativ sau pozitiv? Bă, n-am putut să dorm bine. Gen, în camera unde s-a întâmplat. Dar n-ai alte camere, adică nu era de dor. Pe garsonier, nu? Hai că a fost bună asta. În camera aia n-am putut să dorm bine cu gagica mea. Și se sufoca în somn și aveam de-astea chestii. Visam urât, n-am putut. Și cum ai scăpat de chestia asta? Am chemat preot. Ți-a luat puțin. Ai ezitat puțin. Nu, nu, și mie mi s-a părut că bă, păi ce nu se prea face chem, cu mine. Hai, nu știu că nu... N-am dus o sune din prima. Mai degrabă. Nu-l cheamă, dă. De obicei. Vă-l trimit, dacă... Deci vreau să știu cum o simțiți. Vă, cum o simți? Fake. Ai cunoscut bă, vreodată vrăjitoare? Nu. Dar eu cred a cunoscut că... cineva din echipa asta vreodată vrăjitoare? Ați fost vreodată la vrăjitoare? Da, și eu știu tipe tot din Galați. De curiositate, credeți în vrăji? Vreunul dintre voi, credeți în puterea vrăjilor? Am avut prieteni care au pățit okay. Da, bun. Sunt așa la limită. Și tu, bro, crezi în vrăji? Așa, așa, așa. Am înțeles. În vrăji credeți, dar în povestea lui bro credeți? În povestea lui Andrei credeți? Am încredere în tine, dar nu prea. Nu prea cred. Păi, dar de ce vă bazați doar pe... Pentru că ești, mă simt așa puțin. Știe mai bine, vreau să... a petrecut mai mult timp nu, cu voi. Nu, nu există, frate, eu cred că t-aș... fix lucrul ăsta în echipă, frate, eu cred că da, ridică da. Situația. Și eu deci, cred. Tu ce zici, unchiule? Eu zic că e fake. Și eu. Și de ce? Am și un argument. Tu ce zici? Fals adevărat? Băi, nu știu ce să cred, eu parcă am zis că e adevărat la un moment dat. Am avut și eu un punct în care am scris adevărat. Poți să gândești, adică... Și faza e că el a zis că cu gagică sa, nu intru în detalii, dar el avea gagică și aia, avea frumoasă. Tinder pe telefon cu oh. Gagică sa, care stătea în aceeași casă. Și chiar dacă ai, zici așa, relax? Da, nu știu, adică pentru vlogul lui Sherry, cât îți dă mă Sherry de zice așa? Lor le dai bani, mă, frate? Te stai gândit. Nu schimba subiect. Stai mă, lor, nu le dai bani? E falsă, da? Mergeți pe falsă. Da, 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 mergem pe falsă. Da. Băieți, bro? Toată lumea de falsă. Da, falsă. Hai să auzim. Bă. E adevărat, rău. Bine! Nu pot să cred! Bă, nu pot să cred că ai spus așa a, ceva. Da, și cu relaxare și cu nu toată. Pot să cred. Eu la mișto, nu doare că e la mișto. Nu, no, cred. Mergem mai departe la Nosfe, doamne și domnule. Unchiul Nosfe. Hai, tata. Am fost prins la un hipermarket când încercam să fur un deodorant. Unde era asta? În România sau în Italia? România. Sau în Galați. În Galați? În România. În Galați? Da. Și ce ți-au făcut? M-au luat în birou acolo. Da, m-au luat în birou acolo să mă sperie că cheamă poliția. Era o doamnă? Că am văzut niște pe internet. Nu, nu. Nu era fake cups. Unde ai ascuns deodorant? Efectiv în buzunar aici, ca și cum... Te primi cu deodorant. Ca și cum l-am pierdut, da, sau ca și cum l-am uitat atunci când... Hai să-i faci retur. Da, Sanchi nu mi-am dat, să aveam niște pantaloni. Era deodorant, era cu bilă sau de la... De la cu bilă, Nivea Active Fresh, sau nu știu cum se numește, numai de la folosesc de 20 de ani. Și eu, afect, da. Să mor eu ce mai bun. Meu preferat și de la Nivea, că e o super promoție. Da, nu, iertați-mă, dar da. Ok, deci... Care e feeling-ul vostru, așa, la care? Reală, 100%. Ai vrut, deci tu ai vrut să-l furi? Ai avut intenția asta malicioasă? Am zis să-mi încerc. Am zis să-mi încerc. Da, pare adevărat. Bă, avea nevoie de el. Ziceți că povestea e adevărată. Eu Gami? Eu zic că pare adevărat. Bun, pare ca și cum avea nevoie de el. Bro, ai nu făcut sau n-ai făcut asta? Am făcut asta. Am făcut. Bun, bravo. Bine. A zis că e adevărat. Da. Vrei să vă zic povestea mea? Furi. A furat. Ia, că acum ne spune serii povești, ia. Da, ideea e când eram mic eram relativ prost și mai făceau oamenii mișto de mine, prietenii și ăștia mai mari din gașcă. Și am fost o dată la un prieten acasă care avea în curte un fel de iașcă, o broască țestoasă și mi-a zis că dacă ringi carapacea aia de la broasca țestoasă, că e dulce, gen, și că are un gust bun, gen dacă o ringi. Și eu am rins carapacea de la broasca țestoasă. Mai e astfel de apucături? Nu, eram doar mic și prost. Ce înțelegi prin faptul că erai mic și prost? Ce înțelegi? Prost. Ce vârstă și ce gen de prostie? Erai prost simpatic sau prost prost? Nu, gen aveam 7 ani, dar că eu nu eram prost, mă ducea capul. Dar gen nu aveam nasul ăsta pentru vrăjeară, știi? Am înțeles, da. Te gândi că poate curiozitatea prima în acel moment? E posibil, nu știu. Bă, pare plauzibil. Până la urmă era dulce sau ce? Pare ceva ce ar face și el. N-am avut niciun. După ce te-ai poziționat acolo așa și ai lin... Ce-ai simțit? Rușine. Ai mai fost același asta, ai luat țestoasa aici și ai dat
Cap coadă sau ai pus? Nu, frate, am pus așa un pic în bas, încerc gen așa. Hai să ne întoarcem puțin așa la cuvântul rușine. Da. Ce înseamnă pentru tine cuvântul? Ce înseamnă da pentru tine etimologia? Bă, frate, ideea e că vorbim mai făcuse niște de astea, gen niște faze de astea și era deja a treia și ai trebuit să o miros. Okay. Să-și bate joc de mine. Și tot n-ai mirosit. Bă, ce ziceți? Eu zic că e fals. Nu, eu zic că e adevărat. Acum votați toți. Și eu zic că e adevărat. Și eu zic că e adevărat, da. Andrei, fii atent. Eu zic că e falsă, că n-am auzit-o niciodată. Bun, hai să vedem. 10 secunde pentru decisivă. Eu zic că e fals. 9. Eu cred că ar juca-o. Adică și-ar păstra ceva mai bun la final. Bine, mai zice. 4. 2. 1. Ce zici? Ce votați? Eu zic adevărat, pare. Fals. Și genul. Povestea adevărată, și da? Eu zic adevărat. Fals. Fals. Este câștigat de Gabi și Gabi! Cum să credeți că am fost atât de prost? Ne mulțumim tuturor invitaților, fraților. Eu am fost Sherry și am muncit extraordinar de mult împreună cu toată echipa astăzi. La tot ce am făcut aici, vă iubim. Nu uitați să zdrobiți butonul ăla de like, share și subscribe. Și la mine. Mulțumim tuturor invitaților. Academia de Vlogging pe Sherry.ro. Stați geană, vă pup! Aceasta a fost reacția BSF-telor VP.